Doamnelor, domnilor, începe parada militară. La mulți ani în România, să fim mândri de ceea ce suntem noi în aceste momente. În debutul paradei l-ați văzut pe generalul locotenent Adrian Tonea, despre care spuneam că bunicul său își făcea datoria față de țară în urmă cu 100 de ani. Aș aminti eu cu onoare și cu plăcere față de memoria anului 2011, când participam în teatrul de operații în Afganistan și când am avut din nou, și cum spuneam, plăcerea și onoarea să-l reîntâlnesc pe domnul general locotenent de astăzi, Tonea, vopsitorul șefului statului major al apărării. Aminteați că bunicul său și tatăl său au participat în primul război mondial, respectiv în al doilea război mondial, și iată că și domnul general a participat la operațiile din Afganistan. Mulți dintre noi poartă stima și onoarea pentru ceea ce a făcut și face pentru statul major al apărării și pentru armata României. Vreau să spun, domnule general, dragă Sabina, că în spatele mașinii care îl duce pe comandantul paradei militare de astăzi, îl vedeți pe generalul locotenent Adrian Tonea, unul din exponenții de vârf ai armatei române, un om foarte bine pregătit. O să vedeți imediat, după figura impresionantă a comandantului paradei, o să-i vedeți pe rezerviștii noștri, pe acei eroi ai armatei române care au luptat în al doilea război mondial și care poartă pe trupul lor însemnele dăruirii față de patrie, iar imediat după aceea o să vedeți în cadru drapelele de epocă purtate de tineri militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, sub comanda locotenentului Daniel Păslariu. Acestea vor defila prin fața noastră și aceste drapele aparțin unităților care au scris pagini de glorie pe câmpurile de luptă ale primului război mondial și aceste drapele istorice, doamnelor și domnilor, drapele de epocă, reprezintă o parte din istoria neamului românesc. De asemenea, detașamentul militarilor poartă uniformele primului război mondial și mi se pare extrem de interesant un lucru. Dacă uniformele sunt niște copii, că rezistă greu pânza, să spunem, armele, carabine model 1891, sunt originale. Bineînțeles, și de aceea încercăm de fiecare dată, de Ziua Națională și în celelalte ceremoniale pe care Armata Română le organizează, să aducem acest arc peste timp, să prezentăm românilor elemente de memorie națională, elemente care au contribuit în nenumărate ori la victorii decisive ale Armatei României pentru păstrarea suveranității. Acestea pe care le vedeți acum sunt drapelele de epocă despre care vă povesteam și pentru care vă detaliază generalul Berdilă. În spatele reprezentanților brigăzii de gardă îi vedeți pe cei din Asociația Tradiție Militară, un grup de reconstituire istorică militară. Mare atenție, Radu, un copil de 12 ani este printre cei care defilează, pentru că Asociația Militară, sigur, este de fapt o asociație civilă și o să-i vedem rând pe rând pe cei care intră în piața Arcului pe, de Triumf. Pe acești oameni din Asociația Tradiția Militară i-ați văzut și la Antena 3. Ei sunt comandați de Mircea Stoica, care poartă uniforma de capitan de vânător de munte și sabia de paradă tip Zollingen model 1895. Îl vedeți în imagine pe Mircea Stoica, are brevet de parașutist militar din 1997. Mircea Stoica a fost decorat de președintele Italiei cu Ordinul Steaua Italiei în grad de cavaler. Ce urmează, domnule Berdilă? Sunt în acest moment imagini cu un alt detașament. De drapelele de luptă. Intră în piața Arcului de Triumf, deschis ceremonia domnul general de flotilă aeriană Toader, unul din iubiții mei șef, ca să spun așa, cel care deschide și pachetul, detașamentul statului major al apărării. Îl vedeți acum în aceste imagini și, bineînțeles, celelalte detașamente subordonate statului major al apărării. Am trecut, așa cum spuneam, de la câteva detașamente ale primului război mondial, câteva detașamente care unesc acest arc peste timp, direct în detașamentul statului major al apărării.
o să vedeți, eu știu că mai comentez și pentru copiii de acasă. În câteva clipe o să vedeți niște costume diferite, căști, oameni care au și desene pe față. Pentru copii o explicație, domnule Berdilă, vă rog. Ele fac parte din ținuta militarului de zi cu zi, aș spune eu. Așa? Atunci când se merge la instrucție și îndeplinește misiunile sau când participă în teatrele de operații. Nu este decât, să spun așa, un compromis pe care îl facem. Nu, el face parte această mascare a feței. Este de fiecare dată un element care aduce un plus de instruire, de pregătire atunci când participăm fie la exerciții pe teritoriul național, fie în misiunile din teatrele de operație. Suntem foarte mândri noi la Antena 3 să vă arătăm un lucru pe care nu l-ați văzut niciodată în România. Pe ecran, în stânga ecranului, sunt însemnele fiecărui detașament în parte. Fiecare detașament are o mică stemă. Poate puteți, domnule general, să ne explicați dumneavoastră în câteva cuvinte care sunt diferențele, să spunem, în mare între aceste steme sau ce se găsește pe ele. În acest an am încercat să aducem, să păstrăm o parte din capabilitățile pe care Armata României le are și să aducem și unele noi. Și aș evidenția aici, ați văzut cele două detașamente ale Forțelor de Operații Speciale și ale Brigăzii de Informații Militare. Două componente extrem de necesare ale câmpului de luptă modern și două capabilități pe care Armata României continuă să le dezvolte. Intră acum în piață un bun coleg de-al meu, domnul general de brigadă Daniel Petrescu, comandantul Diviziei Multinaționale, una din capabilitățile pe care Armata României le operaționalizează pentru operațiile aliate sau pentru operațiile de pe teritoriul național. O să vedem mulți străini, să zicem așa, care de fapt sunt partea trupelor multinaționale. Pentru prima dată îi vedem pe canadieni, de exemplu, participând la această paradă militară. Atenție, apropo de ce vă spune Sabina, doamnelor și domnilor, pentru că îi vedem pe canadieni alături de noi, o veste foarte bună pentru români de ziua lor națională. Începând de astăzi, românii pot merge în Canada fără viză și lucrul acesta e un subiect la care Sabina vă poate da detalii. Ați văzut și drapelele țărilor străine participante care onorează parada militară de astăzi. Doar românii care au fost în Statele Unite, au vize de Statele Unite pot de astăzi. Vedeam în imagini ținute interesante, caschete cu lunetă. Cine sunt? Bineînțeles, fiecare contingent din armatele străine reprezentate și-a adus și cei mai buni militari și cea mai bună ținută și poate și cele mai multe elemente legate de simbolismul pe care reprezintă ținuta lor. Îi vedem acum pe militarii francezi, i-am văzut pe cei canadieni. Apropo de militarii francezi, cu permisiunea dumneavoastră, o să-ți fac un scurt intermezzo. Anul 1917, acum 100 de ani, a fost hotărător pentru realizarea Actului Unirii. A fost anul în care Armata Română a influențat decisiv soarta frontului prin victoriile hotărătoare din vară asupra grupului de armate germane comandate de von Mackensen. Generalul francez Henri Mathias Berthelot, unul din cei mai cunoscuți lideri militari ai Franței în prima parte a războiului, a fost trimis în România în toamna anului 1916 în fruntea unei misiuni militare în calitate de șef al comandamentului aliat al Dunării. În perioada ianuarie-mai 1917, ca să înțelegem mai bine onorarea Armatei Române și a României astăzi de 1 decembrie de către trupele franceze, generalul Berthelot a contribuit la luarea deciziilor pentru reorganizarea Armatei Române, au fost mobilizați noi recruți și a fost recepționat echipament de luptă din Franța. Generalul Berthelot s-a ocupat de instalarea legăturilor telefonice între punctele de comandă și unitățile de pe front, fiind realizată rețeaua de comunicații care lipsea la intrarea României în război. Vedem și pe italieni, sunt ușor de identificat, sunt cei cu acele căciuli foarte mari negre, iar imediat după o să vedem participarea și în premiera portughezilor la această paradă. Și vedem pe ecran și un drapel care ne este familiar, domnule general, da? Cum să nu? Este chiar familiar și prieten, spune eu. Detașamentul
moldovean, este unul pe care îl primim de fiecare dată cu drag, așa cum îi primim pe ucrainieni, pe portughezi, pe cei care ați amintit și dumneavoastră, pe greci, pe italieni. Sau pe americani care intră chiar în aceste momente, o să-i vedeți, din nou ușor de identificat. Sunt cinci militari care au tobe și bat ritmul. Bineînțeles, este un detașament care face parte din Divizia 1. Observați pe umărul stâng un ecuson cu o cifră 1 de culoare roșie. Un detașament foarte important pentru noi, pentru că asigură instruirea în comun împreună cu fie Divizia Multinațională sau cu celelalte capabilități ale Armatei României pe teritoriul național. E o stare de bine pe care o simțim cu toții aici, atât de multă lume uitându-se la această paradă excepțională. Vă spuneam că vedeți militarii americani ușor de identificat, chiar în aceste momente ajung sub Arcul de Triumf, este trecerea prietenilor noștri americani pe sub Arcul de Triumf. Acum îi vedem pe britanii și, veți vedea la americani și steagul lor de luptă, United States Marine Corps. Ei sunt prezenți aici în România la baza de la Deveselu și la baza de la Cocălniceanu, acolo unde împreună cu militarii români planifică în fiecare zi cele mai bune decizii pentru apărarea României și pentru apărarea spațiului aliat NATO. E un mesaj, domnule general, esențial pentru ziua de astăzi, să fim împreună, să fim aliați, să ne apărăm împotriva oricărei agresiuni, pentru că singuri nu putem face lucrul acesta și foarte puține țări din lume se pot apăra singure. Este foarte adevărat. Prezența astăzi, așa cum spuneam, a militarilor străini din cele 14 țări, confirmă acest lucru și confirmă nu numai din punct de vedere al nevoii de apărare și descurajare pe care toate țările aliate și partenere o simt, dar și pentru a transmite un mesaj al acestui spirit de corp pe care armatele din interiorul Alianței Nord-Atlantice îl au și îl dezvoltă în continuare. Participăm și noi la exercițiile și la ceremonialele pe care ei le au, dar și acești prieteni ai noștri vin de fiecare dată în zilele cu încărcătură națională, cum este cea de astăzi. Și dați-mi voie să fiu un pic mai mândru în aceste momente, pentru că a intrat în piață detașamentul forțelor terestre. Eu vin de forțe terestre, aș vrea chiar să le mulțumesc că au redeschis, să spun așa, defilarea pentru întregul bloc reprezentând Armata României. Și chiar cu una din unitățile care mi-a fost dragă și mi-a rămas dragă, Brigada 1, bineînțeles, Batalionul 2 Infanterie Călugăreni și Brigada 1 Mecanizată. Domnule general, nu pot decât să spun că am onoarea să vă salut. Mi-am făcut serviciu militar la Unitatea Militară de Infanterie Radna UM01191, unitate care a fost restructurată, reformată și modernizată. Și e o plăcere și o onoare pentru mine să fiu aici cu un general de infanterie astăzi, de 1 decembrie 2017. Vă mulțumesc și sunt convins că datorită pregătirii intense pe care ați executat-o atunci, puteți fi un rezervist voluntar de nădejde. A fost 9 luni de zile destul de dificile, dar mă rog, o experiență de viață excepțională. Batalionul 26 Infanterie Nagoe Basarab, Scorpionii Roșii trec și ei pe sub Arcul de Triumf în doar câteva clipe. Vor fi urmați de cercetași militari din Batalionul 32, cercetare supraveghere Mircea de asemenea. Da, și aș vrea să reținem că important pentru anul acesta a fost și efortul pe care forțele terestre și celelalte categorii de forțe l-au depus pentru exercițiile care s-au desfășurat anul acesta pe teritoriul național. Și aș vrea să amintesc aici exercițiul național Cyber Guardian, un exercițiu NATO, un exercițiu executat în cooperare cu partenerul strategic Statele Unite, cu componenta terestră a comandamentului european și care a demonstrat cu un total de aproximativ 25.000 de militari participanți că alianța, partenerii se pot instrui în comun pe un set de misiuni care ne asigură tuturor atât răspunsul la provocările de securitate de astăzi și din viitor, cât și un cadru necesar dezvoltării interoperabilității dintre armatele noastre.
Am văzut și mai multe doamne, știți că eu specific lucrul acesta de fiecare dată. În aproape fiecare detașament sunt și femei, lucru care nu poate decât să ne bucure. Cum să nu? Cu aproximativ 12% din efectivul Armatei României reprezentat de femei, de doamne, așa cum le spuneați, noi ne simțim mândri că ele sunt alături de noi de fiecare dată, că noi suntem alături de ele și că reușim inclusiv în aceste momente festive să participăm împreună pentru Ziua Națională a României. Am văzut-o ceva mai devreme pe doamna colonel Doina Mureșan, dacă nu greșesc. Este prima femeie comandant din istoria instituțiilor militare de învățământ. Este vorba despre Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Și atenție acum la ce vă spun. Au avut rată de promovare la BAC 100%. Deci se poate. Bineînțeles că se poate și sunt convins că și datorită doamnei colonel mă faceți din nou să fiu mândru. Sunt un absolvent al Colegiului Militar Dimitrie Cantemir și tare aș fi vrut să rămân măcar un an de repetent, să pot să mă întorc și eu astăzi un pic în Colegiul Militar Dimitrie Cantemir, alături de această generație care sunt convins că ne va reprezenta cu mândrie și cu datorie în anii care vin. Ajungem și la forțele aeriene, da? Schimbăm ținuta, încet. Identificăm ușor noi... Ceea ce se vede pe ecran este parada școlilor, categoriilor de forță, pentru că noi vedem un pic în avans și suntem tentați să spunem ce vedem în fața noastră, dar pe ecran acum vedeți parada academiilor de categorii de forțe, forțele aeriene, forțe navale și forțe terestre. Urmează reprezentanții școlilor de maiștri militari și apoi încet veți vedea defilând pe sub Arcul de Triumf și pe reprezentanții Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, o instituție istorică care are peste 100 de ani de tradiție. Tu vorbeai de cei 50 de elevi cantemiriști și de 100% promovabilitate dacă la BAC. Dacă e ordin Sabina, cu plăcere, se acolo zice. Totdeauna a fost seriozitate, să știi, și dincolo de, să spunem, disciplina care domină un astfel de liceu militar. Am cunoscut absolvenții acestui liceu, oameni de toată isprava, oameni cu o bună și frumoasă reprezentare în societate, oameni care sunt căutați tocmai pentru că au absolvit o școală militară de tradiție și reprezintă un reper de seriozitate și de profesionalism. Cum să nu, și alături de Alba Iulia, Câmpulul Moldovenesc, să nu uităm și de Craiova, Colegiul Militar de la Craiova s-a reînființat începând cu acest an și sunt convins că va contribui din plin la generațiile următoare de lideri ai Armatei României. E bine pe fondul acesta special de emoții al Zilei Naționale să transmitem un mesaj de încredere tinerilor care doresc să urmeze o astfel de formă de învățământ, pentru că au o meserie asigurată, au o carieră asigurată și nu în ultimul rând posibilitatea de a ajunge undeva în frunte dacă sunt serioși, dacă învață bine și dacă își fac datoria față de țară așa cum trebuie, domnule general. Așa sublinia și eu. Dincolo de nevoile profesiei, eu sunt convins că avem nevoie și de tineri cu simțul datoriei, cu simțul acestui sacrificiu pe care fiecare dintre noi îl facem în fiecare zi, fiecare dintre noi, fie pe teritoriul național, fie în misiune din teatrele de operații, ne facem din plin misiunile și sacrificiu, așa cum spuneam la început, pentru această profesie minunată. Încetez să spun că doar la Antena 3 puteți vedea un lucru absolut deosebit. Siglele fiecărei unități militare în colțul din stânga. Cei care sunt acasă și nu pot participa la paradă și sunt militari și sunt mândri de unitatea lor, sunt cu atât mai mândri în momentul în care văd în colțul din stânga ecranului sigla unității militare din care provin. Știți de ce insistă Sabina atât de mult pe povestea siglelor? Să vă spun. De ce? Pentru că fiecare siglă are în ea un simbol fundamental al națiunii române. Și această combinație spectaculoasă pentru noi civilii, pentru noi cei care privim cu mândrie la Armata Română, reprezintă, aș spune, chiar un moment de educație, de mândrie în a identifica ce anume
au găsit militarii de cuviință să-și pună în emblema unităților. Simbolistica și heraldica militară și-au foarte bine locul stabilit în cultura armatei României și ultimele două detașamente care au intrat în piață, reprezentând Comandamentul Comunicații și Informaticii și Comandamentul Logistic Întrunit, sunt foarte bune exemple pentru ceea ce subliniem împreună aici. Repet, a cunoaște heraldica, simbolurile pentru fiecare unitate în parte, este un lucru important, este un lucru care ține de cultura fiecarei unități și pentru care fiecare unitate și-a dezvoltat această heraldică în timp. Ea s-a consacrat, ea a devenit, aș spune, un element de reprezentare pentru fiecare membru al unității respective și de fiecare dată când participăm la asemenea activități, suntem mândri că putem să ne prezentăm. Te rog, Sabina. În acest moment am ajuns la detașamentul Academiei Tehnice Militare, trece pe sub Arcul de Triumf. Academia a pregătit peste 7500 de ofițeri ingineri de-a lungul existenței sale, atât pentru Ministerul Apărării Naționale, cât și pentru celelalte structuri din Sistemul Național de Securitate. Detașamentul e format din studente și studenți militari care se pregătesc pentru a deveni ingineri specializați, da, în sisteme tehnice moderne pentru apărare și securitate. De asemenea, o să vedem Institutul Medico-Militar și imediat după aceea o să intre în Arcul de Triumf, în Piața Arcului de Triumf, îmi cer scuze, blocul de paradă pedestru al Ministerului Afacerilor Interne și o să vedem Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza în debutul acestui corp de paradă. Pentru că eu mi-am făcut lecțiile... Nu. În prezența unui general armatei române, da? Am văzut ceva pe ecran și trebuie să atrag atenția telespectatorilor. Cei de la Ministerul de Interne au steagul desenat pe față, așa cum îl vedem la americani, de exemplu. Da, e o noutate frumoasă și interesantă. Un element de noutate. De modernism, de apropiere de tineri, de ce nu? Mie îmi place gestul ăsta. Bineînțeles, și mai ales în asemenea momente de ceremonie, este bine ca ținuta să fie suplimentată, să spun așa, de alte simboluri care să prezinte cu respect și cu onoare Ziua Națională a României. Și felicit pe colegii noștri de la Ministerul Afacerilor Interne, sincer să spun, nu m-aș fi gândit la așa ceva, dar învăț și eu în fiecare zi. Pentru că sunt 100 de ani de la un an reper al primului război mondial, 1917, vă spuneam, un an dramatic pentru România, un an al reorganizării și al recâștigului teritorial. Vreau să vă spun câteva date în legătură cu primul război mondial, cu ce s-a întâmplat acum 100 de ani. La primul război mondial au participat 33 de state cu o populație de peste un miliard de locuitori. Amploarea acestei prime conflagrații mondiale din istoria umanității este dată de bilanțul înregistrat. 10 milioane de morți, 20 de milioane de răniți, iar pagubele materiale au fost evaluate la peste 278 de miliarde de dolari, precum și de urmările conflictului, dintre care cele mai importante au fost retrasarea granițelor naționale și mai ales pe continentul european, destrămarea unor uriașe imperii, precum cel austro-ungar, german, otoman și rus. Pentru că vorbeai de conflicte, hai să menționăm niște conflicte de tip nou, atacurile teroriste, de exemplu, trece pe sub Arcul de Triumf în aceste momente brigada antitero. Sunt cei îmbrăcați în negru, cu căști negre, cu de asemenea lucruri importante, lunete. Și vedem și elicopterul, primul. Da. Un elicopter IR-330 Puma Socat, domnule general. Da, prima platformă aeriană care intră în Piața Arcului de Triumf, așa cum vă promiteam, 99% zboară și uite că zboară. Ați auzit uralele din spatele nostru, toată lumea strigând, vai ce bine, ce frumos! Bineînțeles, și de aceea spuneam că românii încă mai au timp să vină în Piața Arcului de Triumf. Intră acum în Piața Arcului de Triumf și celelalte formații de elicoptere ale IR-330 Puma Socat.
într-o disciplină, după cum puteți vedea, foarte strânsă și foarte apropiată a detașamentelor terestre. Cu toții ne putem da seama că asemenea competențe se dezvoltă în timp. Aceste elicoptere de transport, domnule general, să spunem că reprezintă o excelentă tradiție de cooperare civilă și militară româno-franceză. Noi construim la Brașov, la IAR, astfel de elicoptere în baza unei licențe oferite de statul francez acum 50 de ani și aceste elicoptere reprezintă baza esențială de transport trupe a armatei române. Cum să nu? Anul acesta, după cum bine știți, demarează programul Armata României 2017-2026, un întreg set de programe majore, esențiale pentru capabilitățile Armatei României, în care aș aminti anul acesta programul HIMARS, programul de rachete Sol-Sol, de cubătaie lungă, programul de rachete Sol-Air Patriot și, bineînțeles, transportoarele blindate 8-8. E un moment foarte emoționant, Sabina, pentru că imediat ce au apărut aparatele de zbor pe cerul Arcului de Triunf aici la București, se aud urale, oamenii văd zâmbind, se flutură steaguri. S-a declanșat acel moment de emoție pe care îl vedem la parada militară de câte ori apare tehnica și, în special, cu tot regretul pentru ei, în special aviația. Bun, în curând n-o să ne mai auzim pentru că o să fie și F-16 aici în piața Arcului de Triunf și MIG-ul, desigur. Aș vrea însă să notăm și o premieră, prezența canadienilor, da? Bineînțeles. Colegii noștri canadieni din forțele aeriene regale canadiene participă în acest an cu două avioane F-18 Hornet, o prezență inedită, o prezență foarte bine văzută aici la noi datorită misiunilor pe care le execută în comun cu forțele aeriene române. Și aș spune eu că cele două F-18 Hornet vor fi în sincron, să spun așa, deja cunoscutele F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Au trecut și elicopterele Ministerului Afacerilor Interne, elicopterele EC-135 Eurocopter, care sunt în dotarea MAI, în dotarea Poliției de Frontieră și în dotarea Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat. Ați mai văzut și faimoasele elicoptere Mi-8, niște vechi elicoptere sovietice care sunt foarte rezistente încă și care au o reputație bună, cel puțin în partea de zbor, dar care în curând vor trebui înlocuite, pentru că resursa lor se termină, domnule general, și sper ca în curând să auzim mai multe vești bune despre înzestrarea armatei române, așa cum a fost vorba în cazul sistemului de rachete Patriot de care ați vorbit, în cazul blindatelor Piranha pe care le vom vedea. Este un moment fast pentru armata română pe care îl așteptăm de peste 25 de ani, o dotare cu elemente noi. Și aș spune, este și un moment de responsabilitate a Armatei României să ne asumăm că dezvoltarea capacităților în continuare este un primat al modernizării Armatei României în viitor. Și aș aminti aici decizia de a aloca până la 40% din bugetul apărării în următorii ani pentru înzestrări majore. Înzestrări majore care au legătură cu, așa cum spuneam, dezvoltarea capabilităților necesare noului mediu de luptă modern. Și aminteați de elicopterele de la Ministerul Afacerilor Interne, ele împreună cu cele de la Ministerul Apărării Naționale desfășoară un întreg spectru de misiuni în condiții foarte bune. Ne apropiem de intrarea în piață a blocului de paradă, reprezentând aviația de transport. Aveți, doamnelor și domnilor, în imagine flotila de avioane C-130 Hercules al Armatei Române. Sunt cele mai mari avioane de transport în dotarea forțelor aeriene și acest motor impresionant pe care îl simțim în pieptul nostru este urmat de alte trei avioane. Sunt avioanele C-27J Spartan, produse de Finn Mecanica, de Alenia Aeronautica. Avem 7 astfel de avioane noi în dotarea forțelor aeriene române. Care sunt folosite în ce situații? Spartanul unde îl întâlnim? În viața de zi cu zi, să zicem așa. Sunt avioanele de transport tactic pentru Armata Română și care ajută de fiecare
fiecare dată, inclusiv la misiunile de transport medical. SMURD-ul și Departamentul de Spații de Urgență folosește des avioanele Armatei Române. Bineînțeles, ele se instruiesc în fiecare zi pentru un spectru destul de larg de misiuni, așa cum spuneam, în special de transport, personal și materiale, fie pe teritoriul național, fie în teatrele de operații. Am fost de nenumărate ori martor și pasager, aș spune eu, în asemenea platforme. Sunt foarte bine puse la punct, sunt moderne, îți permit o adaptare a pachetelor de resursă logistică pe care fiecare comand se apropie faimoasele MiG-uri 21 Lancer. Să vezi acum gălăgie în piața Arcului de Triunf. Avioanele de luptă din dotarea forțelor aeriene care încep, încet, încet să fie înlocuite, dar care încă își fac datoria pentru apărarea spațiului aerian românesc. Trei avioane MiG-21 Lancer de acum asupra Arcului de Triunf. Da, și sunt, trebuie să recunosc că sunt un pic invidios ca reprezentant al forțelor terestre, pentru că au o anumită seducție și le recunosc această calitate colegilor mei din forțele aeriene, le recunosc competențele și profesionalismul cu care își desfășoară de fiecare dată misiunile. Încă 3 MiG-uri 21 Lancer, avioane de luptă vechi, dar pe care încă ne bazăm pentru spațiul aerian românesc și ele încet, încet vor fi înlocuite de aparate de luptă F-16. Avem 12 în dotarea forțelor aeriene și urmează, potrivit anunțului făcut de ministrul apărării, încă 36 de astfel de avioane. Le vedeți chiar acum, doamnelor și domnilor, avioanele F-16, cred, domnule general, nu. Sunt avioane F-18 ale forțelor aeriene canadiene. Urmează și F-16 ale forțelor aeriene române și aș spune eu că anul acesta am reușit să finalizăm deja o escadrilă de 12 aparate F-16, ultimele 3 aparate au sosit anul acesta, au intrat în instruirea forțelor aeriene române. Acum vedeți, misiunile... deci, au trecut avioanele F-18 ale canadienilor și acum trec pe deasupra Arcului de Triunf avioanele F-16 producție Lockheed Martin, care sunt în dotarea forțelor aeriene române. După cum puteți vedea, mai silențioase, mai... Da, dar interoperabile. Asta este important, pentru că reușim să ne facem misiunile împreună și pentru că ele pleacă de la cerințe operaționale pentru un spectru destul de larg de misiuni. Și... Încă 3 avioane F-16 care trec pe deasupra Arcului de Triunf, elemente sunt noi curioasă. Din dotarea... Iartă-mă, sunt foarte curioasă pentru, din nou, cei mai tineri, pentru cei mai mici, unde sunt folosite aceste avioane? Pe teritoriul național, astăzi, avioanele F-16 sunt folosite în special pentru instruire și pentru misiunile de poliție aeriană pe care le executăm fie în sprijinul Alianței, fie în sprijinul forțelor românești. De asemenea, ele, așa cum spuneam, participă la exerciții multinaționale și aici este un lucru important. Aș reaminti că anul 2017 a fost un an al exercițiilor multinaționale pe toate componentele, în toate domeniile, inclusiv cel al forțelor aeriene. Momentul de emoție. Ce moment! Momentul de emoție. Tricolorul românesc, doamnelor și domnilor, din iacurile piloților acrobați ai României, formațiunea de acrobație aeriană răspândește asupra noastră spiritul tricolorului românesc. În jurul nostru se aude așa: mamă, uite tricolorul, uite ce frumos! Sunt copiii care strigă în acest moment, cei care sunt aici frumoși în piața nebune Arcului ai aviației românești, acești piloți acrobați. Ne-au umplut inimile de bucurie cu drapelul tricolor și acum, domnule general, se pregătește blocul de paradă al tehnicii militare. Bloc de paradă foarte important, alături de personalul care l-ați văzut la deschiderea paradei. Avem acum detașamentul principalelor platforme pe care Armata României le are în dotare, principalelor platforme terestre. Din nou, un bun coleg și prieten de-al meu, domnul colonel Iacob Dragoș. Aveți cam mulți prieteni. Bineînțeles, așa e în armată. E o cultură pe care o dezvolți în foarte mulți ani și pe care
de care noi suntem foarte mândri. Vehiculele ușoare, destinate vehiculele Humvee, destinate în special misiunilor de tip ușor, în teren ușor accidentat, dar care au o versatilitate destul de mare în misiunile pe care le execută. Acest moment vedeți imagini și din interiorul acestor mașini, Humvee-urile. Imediat după Humvee o să vedem și câteva motociclete. Și o să vedeți o categorie specială de Humvee-uri. E vorba de cele folosite de forțele pentru operațiuni speciale. Evident, cei care sunt pe aceste mașini tot timpul stârnesc, să zicem, emoția celor care participă aici. Adică din spate a mașinilor, deși s-ar putea la o primă vedere să nu-i observați, sunt niște lunetiști bine mascați acolo, bine ascunși. Forțele de operațiuni speciale, doamnelor și domnilor, cu... să spunem, unitatea centrală la Târgu Mureș reprezintă o categorie nouă de forță pentru Armata Română, una de elită, una cu o foarte bună pregătire în teatrele de operațiuni. Unde și a cu fost multe, și domnul general, de altfel. Da, și cu multe, foarte multe aprecieri din partea aliaților noștri, domnul general. Bineînțeles, să nu uităm că avem peste 10 ani de participare în teatrele de operații, participare încununată de succes. Aminteați aici de Brigada 6 Operații Speciale, care este o brigadă fanion a Forțelor Terestre Române, a Armatei României, și care, iată, inclusiv la capitolul de dotări tehnice, are, să spun așa, o parte din platformele necesare desfășurării misiunii. Al doilea grup de mașini Humvee pe care îl vedeți pe ecran, comandat de locotenent Lucian Muntean, este format din vehicule de luptă model Cuturelă, dotate cu mitraliere grele de calibru foarte mare, foarte eficiente în lupta împotriva infanteriei, vehiculelor neblindate și lucrărilor slab fortificate. O să intre imediat în piața Arcului de Triumf, o să-i recunoașteți, le vedeți mitralierele chiar deasupra mașinii. Mă uitam și la felul în care cei din tribuna oficială priveau către militari cu mândrie și cu respect. Aș zice eu că asta am citit în privirea lor și sper așa să fie și de acum încolo. Armata română trebuie respectată pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul anilor. Aveți un minut pentru momentul de istorie? Vreau neapărat să evocăm momentele cruciale ca să înțelegem de ce 2017 este un an atât de important și de ce militarii români trec pe sub Arcul de Triumf. Hai să spunem însă și ce văd telespectatorii în timp ce tu ne explici importanța anului 1917. Motocicletele Enduro și vehiculele Rangers Polaris vor ajunge imediat în piața Arcului de Triumf. Radu, te rog. În vara anului 1917, doamnelor și domnilor, adică acum 100 de ani, ofensiva trupelor germane conduse de von Mackensen pe frontul român a fost oprită de Armata Română prin victoriile extraordinare de care va vorbi și domnul general Perdilă de la Mărăș, când au fost eliberate peste 30 de localități mărășești, care a însemnat 14 zile de lupte grele duse de Armata I Română, și Oituz, unde Armata Română a reușit împiedicarea trupelor germano-austro-ungare să pătrundă pe Valea Trotușului. Pierderile trupelor române în bătălia de la Oituz au fost de peste 12.000 de militari, dintre care 1.800 de morți, 4.850 de răniți și circa 5.700 de dispăruți. Un sacrificiu uriaș și noi suntem recunoscători, domnule general, militarilor care în primul război mondial și-au dat viața pentru ca țara asta să rămână întreagă. Da, și să sperăm că vom reuși în continuare să promovăm aceste simboluri. Aceste simboluri care au reușit, s-au dus la menținerea statului unitar și a integrității teritoriale a României pentru momente destul de grele în acea perioadă. Să ne amintim începutul de secol în care mediul de securitate era unul destul de provocator. Așa cum este și astăzi, din nou, a redevenit, de aceea capabilitățile Armatei României și dezvoltările pe care le avem astăzi în fața noastră sunt unele fundamentale pentru viitorul României și Armatei României. Pe sub Arcul de Triumf trec în aceste momente ATV-urile de tip Ranger Polaris. Sunt
imagini în detaliu oferite de noi aici la Forțele de Operații Speciale de care vorbeam au în dotare astfel de ATV-uri. Ele sunt folosite pentru acțiuni de căutare, din 2016 salvare, doar, abia de anul trecut. Căutare, salvare, evacuare și cercetare în teren puternic frământat. Vedeți deja și platformele de vehicule aeriene fără pilot, platforme destinate cercetării în adâncime, platforme care își fac cu succes misiunile și care sunt deservite de, aș spune eu, o categorie aparte de specialiști, cei care reușesc să-ți aducă în câmpul de luptă modern informațiile necesare de desfășurării operațiilor planificate. Vedem și vehiculele Eurovamtac, de asemenea, imediat vom privi și către transportoarele de trupe Pirania, da? Despre transportoarele astea, din nefericire, noi am mai vorbit și în cazul unor incidente ce au avut loc în Irak sau în Afganistan. Poate atunci ne-am întrebat dacă sunt ele suficient de bune pentru românii noștri, pentru militarii noștri. Oricum, și de fiecare sunt mai bune dată decât vechile taburi românești care aveau un nivel de protecție mult mai scăzut, dar este clar, Sabina, că din ceea ce spui tu, din lecțiile învățate ale teatrului de operațiuni de Irak și Afganistan, am învățat că politicienii români trebuie să acorde un buget suficient armatei române pentru ca tehnica militară să aibă un grad suficient de protecție a vieții militarilor. Acest transportor Pirania 3 pe care îl vedeți acum pe sub Arcul de Triumf va fi urmat de peste 227 de vehicule blindate de același tip, dar cu un grad mai mare de protecție și mai moderne, Pirania 5. Săptămâna aceasta s-a semnat la Palatul Victoria acordul pentru ca în România să fie produse la Uzina Mecanică București aceste transportoare foarte moderne. E o mână întinsă industriei românești din partea armatei române, e o investiție pentru protejarea vieților militarilor și un semnal că România se întărește și devine mai relevantă din punct de vedere strategic. Și iată că avem destule argumente să spunem că astăzi, din fericire, deci nu mai este din nefericire, și din fericire putem folosi în armata României capabilități destul de moderne. Și aș vrea să amintesc aici Pirania 5, așa cum spuneai și tu, Radu, Pirania 5 e o platformă fundamentală, i-aș spune eu, pentru integrarea domeniului misiunilor forțelor terestre. O platformă care nu este destinată numai luptei directe, ea vine modularizată, aș spune eu, în asemenea pachete încât să poți asigura și sprijinul logistic, să poți asigura executarea misiunilor în condiții extrem de dificile. Da, urmează un moment special pentru mine, recunosc, sunt convins că domnul general Verdilă a mai văzut astfel de lucruri, dar pentru mine este un moment emoționant pentru că îi văd pe aliații noștri polonezi cu transportoarele lor blindate trecând pe sub Arcul de Triumf. E o contribuție esențială a armatei poloneze la întărirea flancului estic al NATO în fața amenințărilor. Transportorul anfibiu blindat pentru infanterie din dotarea armatei Poloniei, Rosomac se numește, este prevăzut cu turelă și cu un tun de calibru 30 de milimetri, iar ca armă secundară are o mitralieră calibru 7.62. Acest 22 de tone, da, are o mașină de acest gen. 22 de tone, vă spune foarte bine Sabina, și cu o viteză de deplasare de 100 de kilometri la oră pe uscat și 10 kilometri pe apă. Detașamentul este comandat de Bartolomei Ceremenski, comandantul companiei de infanterie motorizată a contingentului militar polonez din România. Oamenii aceștia au venit aici pe teritoriul României ca împreună, aliați fiind în NATO, domnule general, să ne apărăm în fața oricăror amenințări. România are o contribuție militară în Polonia, Polonia are în România și astfel reușim împreună să fim mai puternici. Bineînțeles, asemenea schimburi de capabilități, cum îl aminteați și pe cel dintre România și Polonia, asemenea schimburi de capabilități sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru că asigură și un cadru de instruire adecvat. Și putem împreună cu partenerii și aliații să desfășurăm o serie întreagă de exerciții, atât pe teritoriul național, cât și pe teritoriul altor
țări aliate. Să spunem că acest contingent militar polonez face parte din brigada multinațională de la Craiova, acolo unde România a decis ca sub comanda sa să reunească trupe aliate în conceptul de întărire al flancului estic al NATO, în așa fel încât prin efort aliat să descurajăm orice fel de amenințare care, așa cum bine spuneați, este din ce în ce mai prezentă la granița noastră de est. Iar, Radu, n-aș vrea să ratăm momentul în care trec și transportoarele amfibii blindate românești, Zimbrul, da? Chiar în acest moment pe sub Arcul de Triumf, urmând ca în piață mai departe să intre Jderul. Da, așa cum aminteam, diferite platforme destinate misiunilor forțelor terestre, destinate tuturor capabilităților pe care forțele terestre le-au integrate în acest moment. O să vă întreb așa direct, Jderul ăsta ce face? Că în aceste momente ajunge în piața Arcului de Triumf, o mașină mare, extrem de bine dotată. Ce face ea? Cele trei pe care le vedeți sunt Pirania 5, Jderul abia acum urmează să sosească. Sunt mașini cu o constituție relativ diferită față de cele pe roți. Sunt cele sunt destinate noi care ar trebui să intre în dotarea Pirania forțelor 5, armate. Da, Pirania 5 reprezintă pasul următor în tehnologia militară pentru forțele terestre și orice infanterist, așa cum este și generalul Berdilă, se bucură foarte mult când vede astfel de transportare moderne cu un grad de protecție ridicat. Sigur, dar și noi toți ceilalți care nu avem legătură cu armata, Radu, trebuie să înțelegem la ce folosesc aceste mașini. Transportoarele blindate sunt pentru transportul de trupe și ele, atenție, pot fi transportate în teatre de operațiuni cu avioanele acelea Hercules, mari de transport, de care vă vorbeam că au trecut pe deasupra noastră. Cum să nu? Aceste capabilități de proiectare a forței sunt foarte importante. Dar să revenim la Jderul. M-ai întrebat de Jderul și ți-aș sublinia aici capacitatea lor de a acționa într-un teren destul de dificil, accidentat, datorită șenilelor pe care le au și, bineînțeles, celelalte sisteme integrate în interiorul platformei. Din acest punct de vedere, Jderul rămâne una din platformele necesare forțelor terestre și care, după cum puteți vedea, în spatele lor sunt și vehiculele de sprijin necesare îndeplinirii misiunilor de către platformele destinate contactului direct, contactului în misiunile pe care le execută asemenea tipuri de unități. Să spunem, domnule general, că aceste mașini de luptă ale infanteriei, acești Jderi, au fost dotate cu niște rachete anti-tank performante, Spike, și care sporesc capacitatea lor de luptă pentru forțele terestre. Programul esențial, aș spune eu, de rachete anti-tank, Spike, este unul deja programat în cele 8 esențiale pe care le are programul Armata României 2017-2026. Și el se referă la consolidarea acestei capabilități de luptă anti-tank și de luptă anti-blindat. Plus, aș sublinia că acest compozit între un vehicul de luptă șenilat al infanteriei și capabilitatea anti-tank fac din platformă una redutabilă în câmpul de luptă modern. O să vedeți în curând și mașina blindată pentru evacuare medicală Medevac, adică pe această platformă de mașină de luptă a infanteriei au fost adaptate niște capabilități de evacuare medicală pentru teatrele de operațiuni. Sunt și vehicule blindate Tehevac care asigură evacuarea tehnicii avariate din câmpul de luptă, niște adaptări ale categoriilor de tehnică pentru alte necesități ale armatei de evacuare medicală și de evacuare tehnice avariate. Mai mult decât atât, aceste variante ale vehiculelor șenilate de luptă îndeplinesc un set foarte specific de misiuni, cele destinate evacuării personalului rănit și a tehnicii avariate în câmpul de luptă. Un zgomot foarte frumos și care ne readuce aminte că tancul rămâne una din platformele extrem de necesare în câmpul de luptă de astăzi și tancul românesc în special, cel care reușește să-și îndeplinească astăzi misiunile cu succes. Colegii noștri de la Brigada 282 de la Focșani
colegi pe care îi respect și de fiecare dată când îi văd, îmi fac să crească inima de mândrie. Să spunem, domnule general, că tancul TR-85 Bizonul este un produs 100% românesc, al industriei românești de apărare, care în anii 80 a făcut niște performanțe incredibile și care, potrivit informațiilor celui care a coordonat acest departament al înzestrării armatei în anii 80, generalul Victor Stănculescu, a reușit să aibă o producție de 10 miliarde de dolari în 10 ani de zile și toată această producție a fost exportată. Din acest efort al industriei de apărare, vedem și noi aceste tancuri TR-85 Bizon. Tancul românesc își menține, așa cum spuneam, relevanța astăzi în executarea misiunilor pe care forțele terestre și-o propune și astăzi și în viitor. Și aș spune eu că această combinație între vehiculele fie șenilate, fie pe roți ale infanterii și vehiculele blindate fac din forțele terestre române un adversar redutabil. Așa. Ce vedem acum pe ecran? Ghepardul. Ghepardul, o platformă de luptă antiaeriană, o platformă de proveniență germană. Acea antenă din spate, o să vă rog să explicăm exact la ce folosește. Este un radar de identificare și localizare a țintelor aeriene și care permite integrarea sistemului de detectare cu cel de lovire. Da, în orice condiții meteorologice, că e vorba de zi, că e vorba de ploaie, că e vorba de cer senin, noaptea, în orice condiții meteorologice se poate face acest lucru. Bineînțeles, platformele Ghepard și-au dovedit deja eficiența și gradul de succes în misiunea de instruire pe care le-au avut până acum. Ele, în plus, s-au integrat foarte bine în unitățile mecanizate pe care le-au forțele terestre și aș spune eu că reușesc să asigure o paletă destul de largă a luptei de apărare antiaeriană a forțelor terestre române. Intră acum, doamnelor și domnilor, în piața Arcului de Triunf sistemul de artilerie LAROM, sistem interoperabil și cu performanțe la nivelul sistemelor militare din statele membre NATO. O surpriză pentru mine, detașamentul LAROM este condus de un sublocotenent, Alexandru Ganea. Înseamnă că este foarte tânăr, ceea ce e un lucru bun. Lansatorul multiplu de rachete LAROM este un mijloc autopropulsat de lovire complet automatizat, cu o mare putere de foc, care poate să lovească o gamă diversă de ținte, îndeosebi de dimensiuni mari, dispuse în adâncimea dispozitivului inamic. Sistemul acesta LAROM, vă spun că este în permanentă modernizare și upgradare și modernizarea și achiziționarea de alte rachete mai puternice, mai performante, face parte din programul celor 8 puncte majore de înzestrare ale Armatei Române, program care a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, de Parlamentul României și care a intrat deja în derulare prin sistemul de rachete Patriot, prin vehicule transportoarele blindate Pirania și vor continua inclusiv cu aceste sisteme de rachete LAROM. Dăm voie așa pe înțelesul tuturor să spunem că din cabina din față se dă de fapt comanda, da, pentru rachetele care se află în partea din spate a mașinii. Sunt lansatoare de rachete extrem de performante, așa cum specifica și RAM. Da, din nou o capabilitate extrem de necesară forțelor terestre. Aș vrea să subliniez că puteți vedea scris roman, deci ele sunt de proveniență românească, în special pentru că au această capabilitate de a lovi în adâncime dispozitivul adversar și să se integreze cu celelalte capabilități ale forțelor terestre. Ați amintit că era un sublocotenent prezent și sunt convins că el era și foarte bun și foarte tânăr. Mi-aduc aminte de cineva în anul 1992, nu spun cine, îl cunosc foarte bine, care a avut prima funcție într-o unitate de lansatoare de proiectile reactive dislocată la Mihai Bravo și care a avut aceleași emoții poate care le are și sub locotenentul de astăzi. Emoțiile dumneavoastră peste ani sunt aceleași? Cu siguranță, dar cred că era mai cald pe timpul meu. A început ușor, ușor și să plouă aici în piața Arcului de Triunf, dar asta nu înseamnă că cineva
pleacă vreo secundă de aici sau întoarce capul vreo secundă de la această tehnică militară extrem de interesantă, știi? Dacă vii Radu cu copilul, cu nepotul aici, trebuie să stai să explici fiecare mașinuță care trece și poate, uite, acum în partea asta din spate... Vedeți acum, vedeți acum, da? Detașamentul de sisteme antiaeriene, Oerlikon, care sunt în dotarea forțelor terestre și care acest sistem are un timp de reacție în cazul unui atac prin surprindere, are o precizie foarte ridicată și o mare putere de foc. Bătaia maximă a sistemului Oerlikon este de aproape 4.000 de metri. Bun, e interesant să le explicăm, spuneam, și copiilor de acasă. Se ascunde un militar în partea aceea din spate a mașinii și ochește cu mitraliera sau cum se întâmplă? Servantul pe care îl vedeți în spate, acum pentru misiunea pe care o are, este dispus în așa fel încât să poată prezenta un echipaj integrat și care asigură îndeplinirea misiunilor. Dar, bineînțeles, îți ia foarte mult timp să te instruiești pe o asemenea platformă. Și sistemele 2x35mm Oerlikon sunt unele care, împreună cu sistemele de rachete sol-aer, reușesc să integreze capabilitățile de apărare antiaeriene. Capabilități destul de necesare. Și, așa cum spuneai, trebuie să înțeleagă și copiii. Bineînțeles că ne trebuie în lupta terestră, dar și în lupta aeriană, armament necesar, un spectru cât mai larg de misiuni. Și în jocurile pe calculator pe care copiii astăzi le au la dispoziție, sunt convins că fiecare cunoaște foarte bine asemenea elemente, numai că astăzi au ocazia să le vadă real și chiar le pot aprecia așa cum sunt ele în viața de zi cu zi. Vedeți acum pe ecran, doamnelor și domnilor, autostațiile Radio Haris pe șasiul Chevrolet. Sunt mașini intrate în dotarea armatei române cu o relevanță specială pentru teatrele de operațiuni și recunosc că le-am văzut în acțiune atât pe teatrele de operațiuni din Balcanii de Vest, cât și în alte zone sensibile. Ele au o capacitate excepțională pentru comunicații radio la nivel tactic. Aceste autostații Haris sunt urmate de 4 autospeciale de cercetare și intervenție chimică, biologică și radiologică, faimoasele sisteme de avertizare CBRN ale armatei române. Un lucru extrem de important de amintit, acest pachet de capabilități speciale, aș spune eu, pentru armata României. Capabilități destinate fie comunicațiilor la nivel operativ și strategic, deci pe distanțe foarte mari, capabilități necesare pentru spectrul de apărare nucleară, biologică, chimică, deci destul de special, așa cum spuneam la început, și care necesită o pregătire aparte, o instruire aparte, fie la nivel național, fie cu partenerii noștri din celelalte țări. Vedem acum și geniștii, detașamentul vehiculelor aflate în dotarea geniștilor. Comandant este un plutonier ajutant, Dorin Trifu. O să vedem niște autospeciale de intervenție, EOD se numesc ele, vehicul complex, modern. E o autospecială, de fapt, 4x4, da? Despre asta este vorba și poate ar fi bine de explicat, domnule general, care este zona în care acționează sau când sunt aceste mașini folosite. Vehicule speciale EOD, ceea ce înseamnă cele destinate distrugerii dispozitivelor explozive, a elementelor explozive. Să știți că și-au făcut pe deplin sau cu succes misiunile în teatrele de operații. Le-am avut personal în dotare în teatrul de operații din Afganistan și împreună cu personalul care le încadrează, au fost o capacitate extrem de necesară. Aceste AMRAP-uri au salvat multe vieți, domnule general. Și n-aș vrea să uităm să-i comemorăm inclusiv pe cei 29 de militari români care și-au dat viața în teatrele de operații. Dumnezeu să-i odihnească și sacrificiul lor, să spunem că n-a fost în zadar. Vedeți acum detașamentul poliției militare cu motocicletele BMW Enduro. Eu i-am văzut pe reprezentanții poliției militare în niște condiții cu totul și cu totul speciale, doamnelor și domnilor, la Basra, în Irak.
I-am văzut pe reprezentanții poliției militare românești la 70 de grade Celsius, erau 69,8 grade Celsius când am aterizat la Bastra cu delegația Ministerului Apărării și sub soarele acela dogoritor și sub temperatura care se apropie de cea a unui cuptor încins. Oamenii aceștia asigurau escorta și protecția delegațiilor oficiale, escorta și protecția vehiculelor care duceau fie alimente, fie bani, fie tot ce era nevoie pentru o bună funcționare a orașului din sudul Irakului, Basra. Și am fost impresionat de efortul uriaș pe care îl făceau, de faptul că erau neclintiți la 70 de grade și că nu spuneau absolut nimic, nu se plângeau o secundă de ceea ce trăiau ei ca militari. Așa este, polițiștii militari își fac asta pe deplin misiunile și nu numai în teatrele de operații, dar și pe teritoriul național. Așa mitică pe timpul exercițiului Silver Guardian din acest an, repet, 25.000 de militari și-au desfășurat, au desfășurat acest exercițiu pe teritoriul a 4 țări. Să știți că a fost extrem de nevoie de o asemenea capacitate a polițiștilor militari pentru a îndruma dispozitivul de manevră și mobilitate al întregului exercițiu și pentru a-ți asuma o anumită integrare a exercițiului pe căile de comunicații folosite pentru acest exercițiu. Este o vreme ușor ploioasă deja aici în Piața Arcului de Triumf, dar lucrul acesta nu mai contează astăzi. Bine că nu a plouat în momentul în care treceau avioanele, a fost o vreme excelentă pentru o defilare aeriană. Vedeți acum detașamentul de tehnică de recuperare, evacuare și transport, echipamente grele și agabaritice, nou intrate în dotarea forțelor terestre române. Da, el este destinat, așa cum spuneam, evacuării tehnicii avariate și avem foarte mare nevoie de o asemenea capabilitate pentru că ea ne asigură menținerea capacității de luptă la un nivel suficient pentru executarea misiunilor și în același timp ne deschide o paletă de instruire, aș spune eu, pentru o specialitate extrem de necesară forțelor terestre. Din această defilare a tehnicii vom vedea lucruri însă importante și în premieră, în continuare, specific doar faptul că militarii Invictus vor fi parte a acestei defilări pentru prima dată. Să nu uităm că vorbim despre persoane care au fost rănite în teatrele de operații, 180 de răniți în total, 29 de persoane decedate, militari pe care i-am pierdut pe câmpul de luptă. Și să spunem că un gest frumos din partea conducerii Ministerului Apărării, săptămâna aceasta toți au fost avansați în grad din ordinul Ministrului Apărării Mihai Fifor la propunerea șefului statului major general, generalul Nicolae Ciucă. Acum, doamnelor și domnilor, se apropie de Piața Arcului de Triumf, elemente foarte importante pentru protejarea spațiului aerian românesc și a celui terestru. Detașamentul de radar al TPS-79, aflate în înzestrarea brigăzii 76 cercetare, supraveghere și recunoaștere Dacia. Sistemul acesta asigură cercetarea spațiului aerian, descoperirea, urmărirea și identificarea țintelor aeriene care evoluează la înălțimi mici și medii, asigurarea cu date tridimensionale despre poziția acestora și transmiterea datelor radar la utilizatori. Da, aminteam, spuneam atunci când am văzut tancul românesc și reconfirmam nevoia existenței unei asemenea platforme. Din același punct de vedere, existența sistemelor sol-air din dotarea forțelor aeriene române, să știți că este una extrem de necesară, pentru că ea menține capabilitățile necesare unui câmp de luptă, să spun eu, clasic, dar în același timp permite menținerea instruirii și a specialiștilor necesari pentru asemenea sisteme destul de complexe. S-a finazit-o de aceste vehicule mici și simpatice. 10 autovehicule de teren variat, asta vedeți în acest moment în imagini, sunt autospeciale destinate intervenției rapide, optime în condiții dificile de teren și patrulări în obiective militare cu suprafețe mari sau cu relief dificil, au intrat în înzestrare anul trecut
apărut abia în 2016, fiind primele vehicule de acest gen din armata României, iar blocul de paradă al comandamentului logistic se încheie cu trei autospeciale de poliție militară, le vedeți în acest moment trecând pe sub Arcul de Triunf. Mă bucur să văd aceste autospeciale Ford în dotarea poliției militare, pentru că ani de zile îi vedeam pe cei din poliția militară cu niște autovehicule Aro, care au fost bune, care și-au făcut treaba la vremea lor, dar care au extrem de vechi, și mă întrebam și eu, domnule general, când o să văd și eu poliția militară, armata română în vehicule noi, performante, mai puternice. Și astăzi recunosc că e un sentiment special pe care îl trăiesc, să văd totuși atâta categorie de tehnică nouă care intră în dotarea armatei române. Este adevărat că astăzi armata României are o configurație destul de diferită și evoluată față de anii trecuți. Nenumărate platforme în trecut, așa cum spuneai și tu, și-au făcut datoria pe deplin, dar iată că programele majore de înzestrare demarate au dus până la urmă la dotarea cu ceea ce ne trebuie astăzi și ceea ce este mai important, ceea ce ne trebuie și în viitor. Sunt destul de complexe. Repet, cer o anumită specializare și instruire din punct de vedere al complexității misiunilor pe care le îndeplinesc, dar în același timp sunt extrem de necesare. Există în această parte a defilării și trei containere radioreleu transportabile. Este vorba despre legături necesare asigurării serviciilor de voce și date, da? Pentru sistemul de comandă-control. Au intrat anul acesta în înzestrarea armatei române, comandamentul comunicațiilor și informatic. Da, și aș vrea să înțelegem că atunci când reușești să dizloci un anumit dispozitiv de luptă, să îl miști într-un cadru destul de mobil și adaptabil, ai nevoie și de comunicații dislocabile și de comunicații eficiente în timp și spațiu. Așa cum fiecare dintre noi, să spunem, avem nevoie de celularele din fiecare zi. Fără această rețea de comunicații și informatică, nu am fi capabil să desfășurăm operații într-un spectru destul de larg. În actualele timpuri, sigur, în noua formulă în care trăim, extrem de digitalizați. E bine că vedem atâtea branduri puternice ale industriei mondiale, și Land Rover, și Renault, și Ford. Fordul are deja o fabrică la Craiova, Renault are cel mai mare investitor industrial al României la Mioveni, au depășit o cifră de afaceri de 5 miliarde de euro cei de la Dacia Renault. Dacia este un simbol al României care îl vedem pe toate continentele lumii, și această colaborare și această cooperare dintre industria românească și industriile statelor aliate și partenere ne întărește, domnule general, și ne dă speranța că în curând o să fie și armata română la nivelul armatei Germaniei, Franței, Italiei și așa mai departe. Cum să nu? Repet, avem deja o serie de exemple, le-ați văzut și dumneavoastră astăzi la defilare, avem o serie de exemple în care dotarea, înzestrarea armatei României este una de succes. Este una de succes pentru că a avut la bază acest concept de interoperabilitate cu armate, așa cum spuneai, serioase, ale alianței sau ale partenerilor noștri. Domnilor, a venit poliția, vă întrerup. A venit poliția, scoateți actele. Ministerul de Interne, este rândul Ministerului de Interne, așadar, să ajungă în piața Arcului de Triunf. Am văzut și Ministrul de Interne în tribuna oficială. Sunt motociclete în deschiderea acestui corp de paradă, autospeciale aflate în dotarea brigăzii autostrăzi și misiuni speciale, apoi efective ale serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale. Poliția criminalistică... Faimosul SIAS, forțele speciale de intervenție ale poliției, ele au în dotare pistoale Glock 17 și pistoale mitraliere Heckler & Koch MP5. Lunetiștii poliției sunt dotați cu una din cele mai precise arme cu lunetă SSG-3000, precum și cu binecunoscutele ținute de camuflaj, în limbaj popular, vin mascații.
Doamne ferește, Doamne ferește, dar adevărul e că noi am tot văzut acum pe polițiști, pe mascați, pe cei de la serviciul antitero, în tot felul de acțiuni în ultima perioadă. Așa au fost timpurile, așa am ajuns să-i cunoaștem pe mulți dintre ei, exact în misiuni, exact în momentele în care trebuiau să intervină. Așa cum o fac și jandarmii, de altfel, cei pe care îi veți vedea ajungând chiar în aceste momente în piața Arcului de Triunf. Așa cum spuneam, alături de efectivele participante din Ministerul Apărării Naționale, avem și pe colegii noștri din Ministerul Afacerilor Interne și din Serviciul Român de Informații. Alături de apărarea națională, elementele de siguranță și ordine publică, elementele necesare situațiilor de urgență, sunt foarte importante pentru spectrul interinstituțional al capabilităților Armatei României și acelorlalte elemente care asigură, repet, Element de tehnică foarte special. E vorba de Dacia Duster cu șenile. Dacia Duster cu șenile, o noutate pentru jandarmeria română, pentru forțele românești de ordine publică. Chiar acum l-ați văzut trecând pe sub Arcul de Triunf. Foarte necesară această categorie de tehnică și e important că ea poate fi fabricată și produsă în România, atât pentru jandarmi, pentru intervențiile în zonele dificile, cât și pentru vânătorii de munte Armatei Române. Acesta e un lucru foarte important, pentru că reușim astăzi să creăm asemenea platforme printr-un efort național, prin consolidarea industriei naționale de apărare, inclusiv pe asemenea programe de înzestrare. Și eu aș spune că un asemenea exemplu de vehicul este extrem de necesar pentru terenul accidentat, pentru misiune destul de specifice, să spunem, zonei muntoase. Și trebuia să spunem, să-mi aduc aminte de o discuție cu secretarul de stat, Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, care spunea și spune de ani de zile, șenilate, pentru intervenție în zonele dificile, pentru accesul în zonele în care, atunci când ninge, o mașină obișnuită nu poate intra, aceste dastere cu șenile pot să aibă un acces facil la o zăpadă până aproape de 50 de centimetri. Am văzut și barca pneumatică folosită pe timpul îndeplinirii misiunilor de către scafandrii și luptătorii brigăzii speciale din jandarmerie, dar și remorca de transport câini de serviciu, ce a fost concepută de doi ingineri jandarmi, Streza Cristian și Raul Baba. Între timp ajunge și poliția de frontieră în zona Arcului de Triunf. Vor trece pe sub Arcul de Triunf cei de la poliția de frontieră, așadar, cu auto speciale din dotarea poliției lor. Să spunem că în zilele noastre poliția de frontieră este destul de greu încercată și, doamnelor și domnilor, odată cu reapariția fluxului de imigranți în Europa, România a fost scutită, să zicem, până acum 2-3 luni de zile, de apariția unor fluxuri de migranți care să vină din zona Grecia, din zona Turcia, dar în ultimele 2 luni de zile, și puteți verifica asta singur, puteți intra pe site-ul Poliției de Frontieră, pe pagina lor de Facebook și pe canalul de YouTube, în fiecare zi la granițele României vin 10 de imigranți, fie pe filierele terestre dinspre Serbia, la granița de vest, fie pe filiera maritimă și aproape în fiecare săptămână dăm un breaking news cu vase de imigranți care ajung în apele teritoriale românești. Misiunea Poliției de Frontieră este din ce în ce mai dificilă. Asta, apropo, domnule general, de schimbarea contextului de securitate. Da, amintiți aici de schimbarea contextului de securitate și aș sublinia acest aspect, pentru că fenomenul migraționist și în special cel ilegal, că la acesta ne referim în principal, este unul în creștere în întreaga Europa. Capabilitățile pe care le dezvoltăm la nivel național, în primul rând, sunt interinstituționale, deci nu numai Armata României, dar și capabilitățile din cadrul Poliției de Frontieră, capabilitățile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Sunt unele destinate contracararii unui asemenea fenomen, fenomen care, din păcate, a căpătat anumite creșteri, aș spune eu, în Europa Occidentală, dar iată că pe teritoriul național noi reușim să ne facem pe deplin misiunile cu succes și în acest domeniu destul de hibrid, aș spune. Îmi face mare plăcere să vă anunț, doamnelor și domnilor, intrarea în piața Arcului de Triunf și pe sub Arcul de Triunf a
detașamentului de paradă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, inspectoratul coordonat de secretarul de stat Raed Arafat, acest inspectorat care a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, vedeți și Șenilata de care vă vorbeam, oamenii aceștia se dotează de ani de zile pentru a putea face față mult mai bine uriașelor provocări pe care le primesc în fiecare zi, de la inundații, la cutremure, la urgențe civile, la incendii majore, la tot ceea ce poate însemna, la accidente cu victime multiple. Intervenția lor este esențială pentru salvarea vieților și vreau să vă spun o cifră care cu siguranță vă va da dimensiunea efortului acestor oameni. Peste, îl vedeți și pe secretarul de stat Raed Arafat, care își privește cu mândrie trupele, peste 6 milioane de intervenții în anul 2016. Cât ai zis, Radu? 6 milioane de intervenții la unitățile de primiri urgență, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pompieri și tot ce înseamnă, să spunem, intervenție de urgență la momentele dificile pentru România. Trebuie să salut nu doar determinarea binecunoscută a lui Raed Arafat, care a ridicat foarte mult capacitatea de intervenție și dotarea acestui sistem din care face parte SMURT, din care face parte ambulanța, din care face parte Inspectoratul pentru General pentru Situații de Urgență, fac parte și pompierii. Trebuie să spun că anul acesta, grație unei decizii ferme a premierului Mihai Tudose, acest inspectorat, acest departament condus de Raed Arafat va primi o dotare de 600 de milioane de euro, majoritatea din fonduri europene, Sabina, majoritatea din programe care sunt deja puse pe hârtie și își așteaptă doar finanțarea. Acest Inspectorat General pentru Situații de Urgență trebuie să devină o forță, în așa fel încât atunci când ne arde buza, cum spune românul, să nu mai apelăm în fiecare zi la armată. Armata are misiunile ei militare și noi știm că în ultimii 27 de ani, de câte ori a fost o intervenție de urgență civilă, am apelat tot la armată. E momentul dezvoltării acestei capacități speciale, acestor oameni care salvează vieți în fiecare zi. Două unități de terapie intensivă mobilă vedem, de asemenea, autospeciale pentru tratamente hiperbarice și oxigenoterapie. Asta ajunge în acest moment în Piața Arcului de Triunf, o astfel de autospeciale. De asemenea, autospeciale pentru transport personal și victime multiple, intervenție la dezastre și accidente colective, cercetare și prima evaluare, da, la fața locului, un centru mobil de pregătire a populației și a personalului de intervenție. E ultima mașină roșie, să zicem așa, care ajunge în Piața Arcului de Triunf. Mi-am permis să fiu mai vorbăreț pentru că vreau să vă spun un lucru de mândrie. Fac parte din Consiliul Director al Fundației pentru SMURT și această fundație a reușit în ultimii 10 ani de zile să strângă 10 de milioane de euro prin bunăvoința și prin, să spunem, decizia populației de a dirija 2% din impozitul pe profit acestei fundații pentru SMURT. Absolut, dar absolut toți banii s-au dus de la această fundație care a primit donații private, s-au dus toate în dotarea statului român. Și e un exemplu uriaș pe care Raed Arafat ni-l dă făcând acest lucru. Pas cu pas ajungem la Cavaleria Jandarmeriei Române în câteva clipe, însă în aceste momente vedem brigada antitero. O să îi rog pe telespectatori să fie foarte atenți la ultimele două mașini albastre. Sunt două doamne care se văd pe ieșite, să spunem așa, pe ușa din spate. Și de ce nu? Spuneam la început că dacă participă cu noi momente de bucurie, de fericire ca cel de astăzi, sunt convins că pot participa și în misiunile reale sau de instruire pe care le facem în comun. Și, sincer, nu aș vrea să supăr o asemenea doamnă, sunt convins că sunteți în asentimentul meu. Nici măcar un general de infanterie nu poate să deranjeze o luptătoare antiteroristă. Nu. Și, Sabina, aș vrea să-ți mulțumesc că ai transmis acel mesaj cu legat de copii. După cum puteți vin vedea și sper, vin copiii peste noi. Vin copiii peste noi pentru că se apropie cai, doamnelor și domnilor. E un moment de atât de mare emoție încât ar trebui să-i priviți și pe cai și pe copii. Cavaleria
Secția Jandarmeriei Române. Defilarea acestui detașament e deja o obișnuință a manifestărilor prilejuite de Ziua Națională. Sunt atât de frumoși și de bine îngrijiți acești cai. Eu cred că v-am mai spus, vouă telespectatorilor noștri, eu am făcut echitație și știu cât de sensibile sunt aceste animale și cât de ușor se tem chiar și de alierea vântului. Dar și ce prieten de nădejde al omului este calul. Absolut, dar aș vrea să subliniez, Radu, cât de complicat este să antrenezi un asemenea animal să-ți meargă la o paradă fără să miște o secundă printre atâtea sunete venite ba din boxe, ba din strigătele oamenilor. Să nu mai vorbim acum de incidentele de duminica trecută, când la meetingul acela niște indivizi complet lipsiți de educație și de bun simț au găsit de cuvință să lovească caii cu pumnii și să stârnească panică în momentul în care Jandarmeria Română, la fel ca și poliția călare din New York, la fel ca și poliția metropolitană din Londra, asigura ordinea publică pentru desfășurarea unui meeting, indiferent ce se spunea la acel meeting. Să sperăm că legea va funcționa de această dată pentru protecția animalelor. Mergem mai departe, intră în piața Arcului de Triunf militarii Brigăzii 30, gardă Mihai Viteazul. Este o unitate aflată în subordinea statului major al apărării. Dacă vreți, este singura unitate a Armatei României care execută misiuni de ceremonii și onoruri militare la cel mai înalt nivel. Cu alte cuvinte, vă dau câteva exemple. Atunci când în Parlament este o întrunire importantă, îi vedem pe cei de la această brigadă. Dacă este un summit important, îi vedem la fiecare intrare în câte o instituție publică. Evenimentele legate de sărbătorii, de comemorări, toate cele care presupun o anumită cantitate de respect, de onoare, de simbolism al tuturor elementelor de istorie și cultură românească. Aceasta este Brigada 30 Gardă. O unitate destinată reprezentării Armatei României, reprezentării României în toate aceste momente ocazionate de diferite festivități și ceremonii. Este însă și regretul pe care îl simțim de fiecare dată când îi vedem pe cei din această brigadă, pentru că noi știm că este semnalul că această paradă militară ajunge ușor la final. Și până când se vor retrage cei din Brigada 30 Gardă și o să apară momentul muzicii militare, dați-mi voie să vă citesc, doamnelor și domnilor, dar nu mai pot citi pentru că această paradă a muzicii militare trebuie urmărită secundă cu secundă. Priviți! Generalul Adrian Tonea, dă mâna cu ministrul apărării Mihai Fifor, cu generalul Ciucă, șeful statului major al apărării și se retrage președintele României, mașina pe care o are la dispoziție. Iată că mai stă puțin de vorbă cu premierul Mihai Tudose, cu generalii, cu fostul președinte Emil Constantinescu și...